La Robo Challenge este vorba nu de o luptă a roboților, ci de o luptă a inteligenței, roboții aflați în concurs fiind rezultatul muncii celor mai talentați studenți din 10 de țări. Anul acesta au participat la concursul de la Viena echipe din 40 de țări cu aproape 650 de roboți. Dincolo de clasament, dintr-un astfel de concurs câștigă toți participanții. Nu mergem la acea competiție pentru a ne lupta ca o luptă de karate sau o luptă, eu știu, de altă natură. Este o luptă a inteligenței acolo, este locul unde robotul spune ce ai greșit, ce nu știi suficient de bine, ce nu ai implementat, ce mai trebuie făcut. Iar pentru mine, capitalul numărul 1 al acestui concurs este bagajul de cunoștințe pe care noi îl dobândim în urma acestei experiențe. Studenții români au fost la Viena într-un fel și ambasadori ai României, cel puțin în domeniul despre care vorbim. Astfel, ei au invitat pe reprezentanții mai multor țări să vină la București în toamna acestui an. Vreau să spun că la Campionatul Național de Robotică, care va avea loc în noiembrie 2015 la București, am invitat și Mexic, am invitat și Japonia, am invitat și Letonia, pentru a introduce și Bucureștiul, respectiv România, în acest circuit al roboticii. Mai multe amănunte despre concursul internațional Robo Challenge, care a avut loc la Viena, și despre participarea echipei României la acest concurs, puteți afla din ediția specială din această seară la TV Giurgiu.